Valoarea acestui semn, toți, dar absolut toți, se consideră întâi de toate dobrogeni și români și avea apoi de o anumită etnie. Dar de ce vrei tu, măițic, să-ți spun eu, Ilie? Da. A? Păi când eram vânzător, putea să mă cheme și Itzik, că dădea bine la business. Dar acum, că mă ia secretară, nu se mai poate. De ce? Păi dacă m-ar chema Itzik, ar ghici oamenii că sunt evrei. Și așa nu ghicesc. Păi cum? Când te strigă Ilie?